astăzi vin în fața dumneavoastră muzicieni consacrați și deținătorii trofeelor edițiilor anterioare. Dar până atunci, trebuie să reamintim, acțiune cofinanțată de Consiliul Local și Primăria Sibiu, eveniment susținut financiar de Consiliul Județean Sibiu, eveniment susținut și promovat de Radio România Regional, Radio Iași, Radio Cluj, Radio Antena Sibiului, pe care vă rog frumos să-i aplaudați. Și acum avem pentru dumneavoastră o surpriză și chem în scenă alături de mine pe doamna Liliana Nenciu, jurnalist, editorul cărții După ani și ani, carte care vă va aduce în sufletul și în inimile dumneavoastră viața domnului Adrian Ordean. Vă rog să-l aplaudați. Aștept alături de mine pe doamna Liliana Nenciu. Vă rog să o aplaudați. Bună seara! Wow, câtă lume în seara asta, dar nici ieri n-a fost mai prejos. Vă mulțumim încă o dată că ați fost prezenți la lansarea cărții. I-ați produs niște emoții domnului Ordean de a nu mai putea să dea recunoaștere, abia mai putea să vă dea autografe. Dar știți că nici eu nu mă las mai prejos și dacă ar fi să m-a impresionat toată cartea, v-am spus și ieri, deci chiar dacă nu avem aceeași vârstă, am trecut prin toate etapele alături de dânsul și cred că cele mai frumoase amintiri pentru toți, indiferent, cred că și copilașii, aici sunt ceva copilași, dacă îi întrebăm o să ne spună, păi când aveam eu 2 ani, ce am făcut? Așa e și în cazul meu, că nu am poate vârsta domnului Ordean, dar mi-aduc aminte cu atâta drag de copilărie, de copilăriile acele autentice, când mâncam pită cu slană și cu ceapă sau culese direct de acolo. De unde, domnul Ordean? De la Cunța? De la Cunța. Are niște amintiri atât de frumoase, încât îl cam întrece pe Ion Creangă și chiar îl putem numi Ion Creangă zilelor noastre. De aceea, copilași din sală, chiar vă, care știți să citiți, dacă nu vă citesc părinții, vă veți distra de minune. Acum domnul Ordean nu mai merge foarte des la Cunza, cât și-ar dori, pentru că acolo mai există rude, chiar multe, dar știți cum e, nu mai sunt bunici, dar amintirile rămân acolo în suflet, iar cred că dacă am face fiecare dintre noi ceea ce a făcut domnul Ordean, să vorbim atât de frumos despre bunicii noștri, despre persoanele dragi, s-ar bucura de minune. Și ce să vă mai zic despre Cunța, că familia domnului Ordean acolo e una dintre cele mai apreciate, bunicul americanul acolo a fost vedetă și a rămas, dar domnul primar știe mai multe, domnul primar din Spring, pentru că satul Cunța, cum zicea și domnul Ordean în carte, acum e mai cunoscut pentru centura aceea care a dat autostradă, dar nu ne-a ieșit nici măcar centură la un moment dat. Domnul primar din Cunța știe mai multe, poate știe și mai multe decât domnul Ordean, că stând acolo cu bătrânii satului, și chiar dacă nu ajunge atât de des, domnul Ordean este la fel de apreciat cum era pe vremurile când făcea toate năzbâtiile acolo. Îl invit alături de mine pe domnul primar Rusu Daniel din comuna Spring. Acum vedeți emoții, pregătiți-vă de tremurături. Haideți alături de noi, vă rog frumos, domnul Ordean. Cu deosebit respect, eu mi-aș dori din tot sufletul ca această surpriză să fie mai amplificată, să chem doi oameni deosebiți, doi oameni dragi dumneavoastră, doi oameni care v-au marcat copilăria cu siguranță pentru că am răsfoit și eu cartea dumneavoastră și vă chem aici pe cei doi veri,
unul a fost consilier local, vă rog frumos, domnul Iliuț Ordean și Ioan Ordean, și la mulți ani domnului Ioan, pentru că ar trebui să dea ceva de băut azi mâine. Oameni dragi dumneavoastră, alături de care ați copilărit, care mi-au spus foarte multe despre dumneavoastră. Domnul Ioan Ordean a fost consilier local 4 ani de zile la primăria Spring, iar domnul Ilie Ordean este actual consilier local. Asta nu o spun numai ca o laudă, vreau să vă spun că un astfel de om, un astfel de artist, un om deosebit, cum este domnul Adrian Ordean, se trage dintr-un neam al ordenilor de la Cunța, care sunt oameni deosebiți. Eu nu pot decât să mă bucur, pentru că eu sunt sibian de-al dumneavoastră, eu sunt înfiat acolo și mă bucur că trăiesc între astfel de oameni. Iar așa cum vorbeam și cu doamna Liliana și cu doamna Daniela, vreau să vă spun că artiștii noștri, din tot sufletul vă spun, trebuie prețuiți acum pentru ceea ce fac, pentru ceea ce au făcut pentru noi, pentru ceea ce promovează, pentru că eu zic să ne uităm la adevărata valoare a lor, să lăsăm toate chestiile astea de carton făcute pe hârtie și manele și artiști aduși pe bandă rulantă, să începem să-i prețuim până sunt încă în viață și să fim mândri de ei, pentru că degeaba după ce pleacă dintre noi, unul dintre ei mai dă titulaturi. Eu zic că nu că nu sunt bune, sunt bune și alea, dar eu mă bucur și vă mulțumesc din tot sufletul că existați, că ne promovați comuna și sunt sincer mândru că am cunoscut un astfel de om. Și pentru asta vreau să vă spun în ultimul rând că în ultima ședință de Consiliu Local am avut onoarea cu 100% din Consiliul Local să aprob ca domnul Adrian Ordean să devină cetățean de onoare al comunei Spring. Este un cunoscut chitarist și compozitor și în semn de prețuire pentru întreaga carieră și pentru o viață consacrată muzicii, muzicii adevărate. Domnul Ordean, ne bucurăm că existați în viața noastră din suflet. Și această plachetă s-o puneți undeva în biroul dumneavoastră și când compuneți, știu că orice piesă trebuie să plece din suflet. Iar atunci când sufletul este încondeiat cu bucurie și cu fericire, totul iasă mai bine. Sunt sigur că atunci când priviți astea, veți face o treabă bună, așa cum știți, numai dumneavoastră să o faceți. Vă mulțumesc și cu tot respectul. Vă mulțumesc și dacă ați dorit să-mi faceți o surpriză, ați reușit din plin. Eu am bănuit ceva, acum, când am intrat, zice, e ceva, dar nu... N-am înțeles ce este. Acum sunt extraordinar de fericit, sunt onorat de acest cadou. Este ceva extraordinar. Și ce să zic, sunt bucuros că sunt alături de verii mei cu care am copilărit, sunt alături de sibienii mei, pentru că aici am copilărit în Sibiu. Sunt mândru. Sunt fericit că am avut aici niște, au plănuit niște complici, clar că e, nu asta e doamna Simionescu, doamna Lili. Și nu știu ce să vă spun, n-am cuvinte, sunt copleșit. În orice caz, mulțumesc tuturor, vă mulțumesc tuturor, e o mare onoare ce s-a întâmplat acum. Așa. Aici aveți pita cu slan de la Cunța. Și cu această ocazie, pentru că nu este neneglijat, pentru că eu sunt la al 4-lea mandat și pentru că știu ceea ce înseamnă un festival, să organizez un festival, să strângi oameni minunați lângă tine, vreau să le felicit pe aceste două doamne complici deosebite,
din tot sufletul și să vă doresc ca acest festival să prospere în fiecare an mai mult, mai mult, mai mult și să ajungă cel mai mare din țara asta. Vă mulțumesc din suflet acel pentru invitație. Să ne urmați exemplu. Facem și în Alba. Și eu vă ofer, domnul primar, vă mulțumesc tare mult că ați fost foarte receptiv. Și vă ofer o diplomă de excelență pentru primăria din Spring și o carte a domnului Ordean, să citiți acolo tot ce s-a scris despre tot. Mulțumim mult! Vă mulțumesc din suflet! La revedere!